pus în valoare aceste personalități, fiindcă substituim jumătate de frază în care e vorba de o opțiune politică sau de un pamflet politic cu o operă. Nu mai interesează personalitatea scriitorului, interesează o afirmație făcută din mișcare. Dacă trăia, Sebastian nu și-ar fi publicat jurnalul, ar fi restris fiecare pagină, nu-i stilul lui de a fi în cultură, el și-a mai publicat în revista fundațiilor fragmente de jurnal, nici unde în aceste fragmente nu apare stilul brutal din jurnal. E foarte binevenit acest serial al Marii Petre, acest articol, sau mă rog, această carte. Mă bucur pentru ea. Da, da. Trebuie să ne întoarcem acum la început și cred că am putut înconjura cartea ta și să avem un concept a ceea ce înseamnă secret în această istorie a literaturii române. Go. Trei sferturi din titlu îmi aparține, un sfert îi aparține admirabilului meu editor, omul care m-a provocat să scriu cartea, Alexandru Mușină. În formula inițială era o istorie, paranteză deschisă, în ghilimele, secretă a literaturii române. Era o zonă de ironie și mai ales de autoironie, ironie care cuprindea fapte neglijate ale istoriei literaturii române, dar editorul a insistat pentru formula comercială, istoria secretă a literaturii române. În ceea ce mă privește, vreau să scriu acele 6 volume ale geografiei literare a României, care a apărut primul, Montenia. A apărut primul și a apărut un al patrulea, Banatul. În 2005 apare la 45. Aveam gata volumul al treilea Ardealul, dar acolo a apărut un scriitor absolut uluitor, Reginald Schlatner, cu un fel de literatură de succes. De ce a obținut succesul Schlatner? O să povestesc acolo, dar și cu o literatură întâmpinată cu mari rezerve în Germania de prietenii de odinioară, dar și de unii dintre cunoscătorii literaturii din Germania. Așa, aici a fost un blocaj și a mai fost încă unul. Cartea mi se părea terminată la un moment dat. În orice caz, sunt aproape de rezolvarea marilor întrebări și a doua o să trebuiască să pun Moldova împreună cu Basarabia și Bucovina. Inițial aș fi vrut să fie pentru fiecare volum despărțit, fiindcă, de pildă, Bucovina e fascinantă pentru această întâlnire a culturilor, e un spectacol total al întâlnirilor. După cum în Basarabia e o vibrație a spiritului slav, dar trebuie așezate împreună din tot felul de motive. Dobrogea unde e? Aceea, volumul întâi trebuia să fie cu deschiderile spre sud. O să fie într-o variantă a întregii geografii în care o să rescriu volumul întâi, fiindcă ceea ce aș fi vrut să fac până la urmă pentru volumul întâi sub presiunea editorului, care era un om de autoritate și care este un om de autoritate, Mircea Martin, am forțat predarea manuscrisului și mi-au lăsat afară deschiderile spre sud, spre a românii, care sunt foarte importante, toată zona dobrogeană, care e uluitoare, dar care necesită un pic de efort. Istoria nu va asculta aceste scuze. Nu știu cum știi, dar na, sper că până la urmă să le fac. Aștept cu nerăbdare să citesc toată România, geografia literară a României, așa cum o vede Cornel Ungureanu. Când o să avem proiectul ăsta încheiat? În mod normal, anul acesta voi preda Ardealul și în 2 ani. În 2 ani sunt aproape de sfârșit. În 2 ani sper. În 2 ani o să avem din partea lui Cornel Ungureanu, în sfârșit, restituită geografia literară a României.
Cornel, îți mulțumesc foarte mult. Eu mulțumesc din tot sufletul. Te întorci la Timișoara și te pui pe treabă. Așa, mulțumesc foarte mult.